Orizon pierdut Capitolul 10 Extraordinar, exclamă Chang. Imediat ce află că Marele Lama l-a invitat a doua oară pe Conway în apartamentul lui. Un astfel de cuvânt întrebuința de un om atât de chipsuit părea cât se poate de semnificativ. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată până acum, spunea el, de când regulamentul la maseriei a fost stabilit definitiv. Marele lama nu și-a exprimat niciodată dorința să aibă a doua întrevedere cu un novice înainte de împlinirea celor cinci ani de încercare, pentru a putea uita toate părerile de rău pricinuite de viața în exil. Asta din cauză că pentru el este prea mare oboseala să stea de vorbă cu un nou sosit, ale cărui concepții nu se ridică dincolo de limita obișnuită. Singura manifestare a slăbiciunilor omenești este pentru un om ca el un spectacol cât se poate de neplăcut, și ținând seama de vârsta lui chiar o necuvință. Spun aceste cuvinte nu pentru că m-aș îndoi de înțelepciunea lui în astfel de chestiuni. Atitudinea lui este pentru noi o lecție foarte prețioasă, care ne dovedește că însuși regulamentul definitiv al comunității noastre monahale nu este nici el decât moderat definitiv. Pentru Conway însă amănuntul acesta nu era cu nimic mai extraordinar decât oricare altul. Iar după ce fu chemat în apartamentul marelui Lama pentru a treia și a patra oară, i se păru că nu este deloc extraordinar. Din potrivă, felul în care concepțiile lor se apropiau una de alta, prea dinainte pregătit lui Conway se părea că toate temerile lui ascunse încep să se mulcomească și după ce pleca simțea o liniște pe care nimic nu mai putea tulbura. Câteodată avea senzația că este vrăjit de inteligența energică a bătrânului care jungla în fața lui cu teoreme al căror mister pe deasupra ceștilor albastre de ceai părea că se dizolvă în limpedele cristalin al unui sonet. Conversația lor mergea foarte departe și se desfășura cu îndrăzneală, vânturând sisteme filozofice, iar altădată evenimentele istorice, în înșiruirea lor nebuloasă, defilau prin fața lor ca să primească o nouă semnificație mult mai plauzibilă decât cea pe care ar fi fost dispus să o accepte până acum. Pentru Conway, aceste conversații erau un fel de experiențe în domeniul erudiției, fără să abandoneze însă niciun moment atitudinea critică și odată, când încercă să-l contrazică asupra unui anumit amănunt, Marele Lama îi ripostă. Fiule, ești tânăr de ani, dar constat că înțelepciunea dumitale are toate semnele de pârgă ale vârstei. Fără îndoială în viața dumitale a intervenit ceva cu totul neobișnuit. Nimic mai neobișnuit decât ceea ce s-a întâmplat și celorlalți tineri din generația mea, răspunse Conway zâmbind. Până acum n-am întâlnit pe nimeni care să fi fost cum ești dumneata. Cred că nu este nicio taină în ceea ce mi s-a întâmplat mie, răspunse Conway după o lungă tăcere. Partea aceea a personalității mele, care vi se pare ajunsă la maturitate a fost uzată de experiențele intense și premature prin care am trecut. De la 19 la 22 de ani, mi-am petrecut viața într-un sistem de educație severă. Despre asta nu mai încape nicio îndoială, dar acest sistem mi-a măcinat nervii. În timpul războiului, te-ai simțit chiar atât de nenorocit? Nu tocmai. Mă simțeam emoționat. Gata să mă sinucid, uneori zăpăcit, dar cu totul indiferent față de primejdi. Iar altădată, ca scos din minți, din pricina furiei care punea stăpânire pe mine. În fond, exact ca și celorlalte câtorva milioane de tineri. Beam ca un bezmetnic, căutam să asasinez în mine orice simț omenesc și mă tăvăleam în desfrâu. Era un abuz continuu, de toate emoțiile prin care ar putea trece un om dacă reușea să treacă, chinuit de-a tot puternică oboseală și dezbuciun. Acesta este motivul că anii care au urmat imediat după război mi s-au părut atât de grei. Vă rog să nu credeți că vreau să vă prezint situația în culori tragice, căci trebuie să vă mărturisesc că de atunci încoace am avut destul noroc în viață. Dar epoca asta îți face impresia că te găsești într-o școală cu un învățător foarte rău, de la care poți să te alegi cu o adâncă învățătură dacă vrei, dar îți uzează nervii din toate punctele de vedere și în fond nu-ți face nicio plăcere. Cred că de acest lucru eu am fost în stare să-mi dau seama mult mai limpede decât majoritatea camarazilor mei. Și educația dumitale și-a continuat drumul început, o nu ridică din numeri. Probabil că stingerea patimilor înseamnă începutul înțelepciunii. Dacă a acceptat să alterăm puțin vechea zicătoare, chiar și așa fiule face parte din doctrinele de la Shangri-la. Știu, tocmai acesta este motivul pentru care aici mă simt ca la mine acasă. Nu spusese decât adevărul. Pe măsură ce treceau zilele și săptămânile, Începu să simtă tot mai intens mulțumirea care încânta trupul și sufletul, exact ca și pe Ro și Henshel, începea și el să se supună atmosferei de vraj în care trăia. Valea albastră pusese stăpânire pe el și nu mai exista acum nicio scăpare. Munții cu coamele lor de gheață scăpărau în jur, în mijlocul unei măreții de inaccesibilă puritate, din înălțimile cărora ochii lui coborau încântați spre verdele așternut pe fundul văii. Priveliștea era incomparabilă și când auzea acordurile ca de argint ale clavecinului, ridicându-se deasupra iazului cu florile de lotus, simțea că aici se împletesc cele mai desăvârșite senzații de visiuni și sunete. Era îndrăgostit de mica manciuriană. Dar dragostea lui era calmă și fără adâncim iar el era perfect conștient de acest amănunt. Acest sentiment nu cerea nimic în schimb, nici cel puțin reciprocitatea senzațiilor. Era un simplu tribut al spiritului la care se adăuga numai o vagă aroma simțurilor. Pentru el nu era decât un fel de simbol a tot ce poate fi delicat și fragil. Atitudinea ei plină de atenții și degetele care îi se împlimbau în jurul claviaturii Reprezenta o intimitate pe deplin satisfăcătoare pentru dorințele lui. Uneori adresa câte un cuvânt care, dacă pe ea ar fi interesat-o, ar fi putut servi drept început pentru o conversație mai puțin ceremonioasă. Cuvintele ei însă nu depășeau niciodată limita gândurilor ei secrete, pe care, în realitate, nici el nu ar fi dorit să îi le divulge. Apoi, pe neașteptate, început să-și dea seama de valoarea comorii care era acum în stăpânirea lui. Avea timp. Avea timp pentru orice. Avea timp pentru orice ar fi dorit să-i se întâmple. Un astfel de timp în care până și dorințele păreau că poartă în ele certitudinea că vor fi satisfăcute. Peste un an sau chiar poate peste zece ani, va mai avea încă destul timp. Această viziune se închega tot mai puternică în jurul lui și îl făcea să se simtă mulțumit. Pe urmă trecea din când în când în cealaltă parte a vieții, unde se afla față în față cu nerăbdarea lui Malinson, cu amabilitățile lui Barnard și intențiile robuste ale domnișoarei Brinklow. Presimțea că ar fi mult mai ușurat dacă ar cunoaște și ei realitatea așa cum o cunoștea el și ca și Chang era și el convins că nici americanul și nici misionarea nu le-ar face greutăți. Se simți chiar înveselit când, într-un rând, îl auzi pe Barnard spunându-i Ascultă, Conway, nu știu dacă localitatea asta nu este indicată pentru a testa aici definitiv. La început, mi-am închipuit că -mi vor lipsi ziarele și cinematografele, dar omul se obișnuiește cu toate. Și eu cred că se obișnuiește, conchise Conway. Află mai târziu că Chang luase pe Barnard cu el în vale, la propria lui cerere, pentru ca să se poată bucura de toate plăcerile pe care îi le putea oferi o noapte petrecută în târg, în limita resurselor pe care oamenii mănăstirii le aveau la îndemână. Malinson se supără când află despre această întâmplare și spuse lui Conway, Omul acesta își face de cap după câte văd. Lui Barnard însă i spuse ceva mai prudent. De fapt, nu este treaba mea să mă amestec în astfel de lucruri, dar cred că ar fi mai prudent să caut să te păstrezi în formă pentru lungul drum ce ne așteaptă. Oamenii trebuie să sosească cel mult peste două săptămâni și după câte am aflat drumul nostru de întoarcere, nu va fi o simplă călătorie de plăcere. Barnard, dădu din cap cu indiferență. Nu mi-am închipuit niciun moment că ar putea să fie o călătorie de plăcere, spuse el. Cât despre formă, eu cred că sunt mai în formă decât eram cu ani de zile înainte de asta. Îmi fac în fiecare zi exercițiile obișnuite, nu mai am niciun fel de griji și nici supărări, iar micile localuri din vale nu sunt organizate pentru ca să poți face abuzuri. Moderația, cred că n-ai uitat principiul care este înscris pe firma oricărei întreprinderi de aici. Da, sunt convins că te-ai aranjat ca să te poți bucura de o moderată distracție, ripostă Malinson Acro. Firește că m-am aranjat. Instituția aceasta este organizată pentru toate gusturile. Unora le place câte o chinezoaică în miniatură care se cânte la pian nu-i așa? Prin urmare, nu trebuie să te superi dacă altuia îi place ceea ce nu-ți place dumitale. Conway nu părut deloc scandalizat de cuvintele acestea, dar Marinson se roșii ca un licean. Dar și pe aceștia îi poți băga la închisoare, dacă se întâmplă să râvnească la bunul altuia, se răstie el înfuriat. Sigur că da, dacă e prinse asupra faptului. Americanul sunt în Asta mi-aduce aminte de ceva și fiindcă veni vorba, vă spun fără niciun fel de ezitare. Cred că eu nu voi pleca cu convoiul celor care sunt așteptați să sosească. Bănuiesc că ei se întorc la intervale destul de dese la mănăstire, prin urmare sunt decis să aștept convoiul următor sau pe cel care va veni după aceea. Asta bineînțeles, numai în cazul în care călugării mă vor considera destul de solvabil. Pentru plata cheltuielilor mele la hotel. Cu alte cuvinte, vrei să spui că nu vei pleca împreună cu noi? Este exact ceea ce vreau să spun. M-am gândit să rămân pentru un timp aici. Pentru dumneavoastră este foarte ușor. Când veți sosi acasă, vă vor aștepta cu fanfare, dar pe mine nu mă va aștepta nimeni ca să-mi bun venit, decât cel mult un grup de polițiști. Și, din ce mă gândesc mai mult la acest amănunt, mi se pare cu atât mai puțin atrăgător. Asta înseamnă nici mai mult, nici mai puțin, decât că ți-e frică să dai ochi cu fanfara? Da, ca să-ți spun adevărul, mie nu mi-a plăcut niciodată prea mult muzica, asta e sigur. Cred că asta e o afacere care te privește numai pe dumneata, răspuse Malison rece. Nu te poate opri nimeni să stai toată viața dacă îți face plăcere. Cu toate acestea, se întoarse și se uită la ceilalți, parcă ar fi vrut să le ceară ajutorul. Nu cred că ar fi în stare să facă și alții același lucru, dar păreile oamenilor sunt diferite. Ce zici, Conway? Sunt de aceeași părere. Ideile oamenilor se deosebesc. Malinson se întoarse spre Miss Brinklow, care numai decât lăsă cartea din mână și declară. Ca să spun adevărul, mi se pare că voi rămâne și eu. Cum adică? Ți pară toți deodată. Misionarea continuă și pe chipul ei se sugrăvi un sâmbet care păru mai mult împietrit decât o lumină trecătoare. Uite ce! M-am gândit la felul în care am ajuns aici și mi-am dat seama că nu se poate să nu tragem o concluzie din această aventură. În dosul acesteia există o putere misterioasă care pune totul în mișcare. Dumneata ce crezi, Conway?" Lui Conway i-ar fi venit greu să-i dau un răspuns, dar Miss Princlow continuă pe nerăsuflate. Cine sunt eu ca să discut hotărârile providenței? Eu am fost trimis aici într-un anumit scop și tocmai din pricina asta voi rămâne unde sunt. Nu cumva ai de gând să pui aici bazele unei misiuni? Întrebă Malinson nu numai că am de gând, dar le voi pune numai decât. <laughs> Cred că știu cum trebuie să procedez față de oamenii aceștia și nu duce nicio grijă din cauza mea, căci eu voi ajunge exact acolo unde vreau să ajung. De altfel, niciunul nu pare să aibă prea multă îndrăzneală. Și crezi că vei reuși să le dai ta? Da, domnule Malinson, voi reuși. Eu sunt cu totul împotriva ideii de moderație, care am auzit că s-a vânturat de atâtea ori în fața noastră. N-ai decât să spui că această atitudine este libertinaj, dar părerea mea este că un astfel de principiu nu poate duce decât la detracare. Cea mai mare greșeală de care suferă populația de aici este tocmai acest principiu, contra căruia eu sunt hotărâtă să lupt din toate puterile sunt animați de o astfel de libertate, încât crezi că-ți vor da voie să-i combați?" zise Conway și încercă să zâmbească. Sau dumnea ei va fi atât de categorică, încât nu vor îndrăzni să-i se împotrivească?" adăugă Barnard. Apoi râse sarcastic. Este exact ce v-am spus eu adineauri. Instituția aceasta este astfel aranjată încât să poată satisface toate gusturile. Probabil, dacă cumva se întâmplă ca dumneata să-ți placă închisoarea, se răstima Alinson. De, chiar o astfel de eventualitate s-ar putea discuta din două puncte de vedere. Pentru Dumnezeu, nu te gândești la cei din lumea de afară, care ar fi în stare să dea tot ce au, numai să poată scăpa din încurcătura în care se află și să ajungă într-un loc acel ca în care suntem noi acum? dar nu reușesc. Prin urmare, cine este în închisoare? Noi sau ei? Nu este tocmai proastă explicația pe care nu o dai dumneata, dacă stai să o judeci din punctul de vedere al mai maimuței închise în colivie, ripostă Malinson, care clocotea de furie. Puțin după aceea, îi se oferi ocazia să stea de vorbă cu Conway. Omul acesta mă scoate din fire, spunea el, plimbându-se agitat prin curtea la maseriei. Nu-mi pare deloc rău că vom pleca fără el. N-ai decât să spui despre mine că sunt supărăcios, dar trebuie să-ți mărturisesc că aluzia pe care a făcut-o despre fata asta nu mi-a convenit deloc. Conway îl luă de braț. Începea să-și dea tot mai limpede seama că ține foarte mult la tânărul acesta și ultimele săptămâni pe care le petrecuseră împreună contribuiseră și ele la adâncirea unui sentiment, indiferent de deosebirea de caracter care exista între ei. Mie mi-a făcut impresia că eu sunt cel care și-a cam pierdut firea din cauza ei, nu dumneata, răspunse el. Nu, mi se pare că el făcea aluzie la mine. Știa că fata asta mă interesează. Acesta este adevărul conului. Nu înțeleg cum a ajuns aici, și nu pot să-mi dau seama dacă este de acord cu viața pe care o duce la la maserie. Doamne, dacă aș cunoaște și eu limba ei, așa cum o cunoști dumneata, foarte curând aș afla ce se ascunde aici. Nu știu dacă ai reușit. Nu are obiceiul să vorbească cu nimeni prea mult. Poate nu cunoște acesta amănunt. Mă mir cum dumneata nu te simți îndemnat să-i pui tot felul de întrebări ce trec prin minte. Nu știu dacă m-ar interesa să îi spitesc oamenii. Ar fi preferat să i poată spune ceva mai mult. Apoi, într-o dată, se simți cuprins de milă. În fața ironiei acestei situații, tânărul acesta atât de vioi și entuziast ar lua revelația în mod cât se poate de tragic. Dacă aș fi în locul dumitale, nu m-aș ocupa atât de loțen, adăugă el. Fata se simte destul de mulțumită aici. Hotărârile lui Barnard și Miss Brinklau de a rămâne la maserie îi se părură lui Conway foarte binevenite, deși pe moment pe Malinson îl considera împreună cu el în tabăra adversă, dar în ceea ce îl privea pe el numai în aparență. Situația aceasta îi se părea extraordinară și deocamdată nu își făcuse planul cum va putea să-i facă față. Din fericire, pentru moment nu era nevoie să ia vreo decizie. Până când se vor împlini cele două luni, ar fi fost imposibil să mai intervină ceva nou, iar atunci va urma o criză care nu va putea fi cu nimic mai puțin gravă, chiar dacă s-a pregătit dinainte pentru ea. Din cauza asta, și poate și din alte motive, refuză să-și facă griji inutile și să se mai gândească la ceva ce părea inevitabil. Toate că într-un rând spusese lui Chang: Ascultă, Malinson îmi dă de gândit. Cred că va fi o lovitură foarte grea pentru el în ziua în care va afla adevărul. Este adevărat, răspunse Chang și plecă fruntea în semn de Va fi foarte greu să-l facem să înțeleagă norocul incomparabil pe care l-a avut. Dar dificultățile acestea sunt trecătoare. De astăzi sunt 20 de ani. Prietenul nostru va fi definitiv împăcat cu sine. Conway înțelese că asta ar fi însemnat să judeci lucrurile din punct de vedere filozofic, de aceea îi răspunse: Eu mă gândesc cum am putea să-i spunem adevărul. El numără zilele până la sosirea convoiului, și când va constata că nu vine nimeni. Bine, dar convoiul va sosi. Da? Eu mi-am închipuit că tot ce ne-ai spus dumneata în legătură cu acest convoi este un simplu bazm cu care nu urmăreai altceva decât să faci ca dezamăgirea să ni se pară mai ușoară. Nici de cum. Deși din acest punct de vedere, noi nu încercăm să fim ortodoxi, la Shangri-La e obiceiul să fim sinceri cu moderație și tot ce v-am spus în legătură cu hamalii convoiului este pe de întregul exact. În orice caz, noi așteptăm sosirea acestor oameni la data sau în jurul datei pe care v-am indicat-o. În cazul acesta, cred că va fi foarte greu să-l oprești pe Malinson să plece cu ei. Dar nici prin gând nu ne trece așa ceva. Va constata pur și simplu, fără să intervină nimeni, ci numai din ceea ce va vedea, că hamalilor le este imposibil să ia pe cineva cu ei la întoarcere. Înțeleg. A să zic că acesta e procedeul. Și ce crezi că se va întâmpla după aceea?" Atunci, dragul meu, după o perioadă de dezamăgire va începe, cât ce tânăr și optimist, să spere că viitorul convoi care va susi peste nouă sau zece luni va fi mai accesibil propunerilor lui. Această nădejde vom fi destul de prevăzători să nu i o risipim chiar de la început." Eu nu sunt deloc sigur că vom proceda în felul acesta, răspuse Coniei, puțin cam brusc. Îmi închipui că băiatul acesta ar fi în stare să evadeze pe cont propriu, dacă va vedea că nimeni nu va voi să-l ajute. Să evadeze? Găsești că acesta e cuvântul potrivit pe care l-am putea întrebuința într-o astfel de împrejurare? La urma urmei, trecătoarea este deschisă pentru toată lumea oricând. Noi nu avem paznici, în afară de cei cu care ne-a însestrat natura însăși. În cazul acesta trebuie să recunoști că aceasta și-a făcut datoria cu prisosință, răspunse Conway zâmbind. Dar cu toate acestea, eu nu cred că vă basați în orice împrejurare numai pe ea. Ce ai de zis despre diversele expediții de exploratori care au sosit la Maserie? trecătoarea a fost deschisă pentru ei și în cazul în care ar fi vrut să plece de unde au venit. Furândul lui Chang să zâmbească, Domnul meu, circunstanțele speciale au impus măsuri speciale de care trebuia ținut seama. Admirabil! Cu alte cuvinte, dumneavoastră dați oamenilor posibilitatea să evadeze numai atunci când credeți despre ei că sunt nebuni ca să mai încerci așa ceva? Totuși, eu cred că unii dintre ei n-ar ezita deloc să încerce. De fapt, s-au întâmplat și astfel de încercări, dar, de regulă, cei plecați au fost bucuroși să se întoarcă după o singură noapte petrecută pe platoul munților. Fără adăpost și îmbrăcăminte corespunzătoare, în cazul acesta, e foarte ușor de admis că procedeile dumneavoastră blânde au același efect ca și cele mai drastice însuri pe care le a putea lua. Dar ce se întâmplă cu evadările? Mai puțin comune, când oamenii nu se mai întorc. Ai dat singur răspunsul la această întrebare, declară Chang. Aceștia nu se mai întorc. Cu toate acestea te asigur că sunt foarte puțini cei care au acest nenoroc și cred că prietenii dumitale nu va fi atât de lipsit de judecată încât să caute să sporească numărul lor. Conway nu găsi liniștitoare explicațiile acestea, așa încât viitorul lui Malinson deveni pentru el o preocupare perpetuă. Ar fi dorit ca tânărul său prieten să poată pleca cu învoirea celor din mănăstire. Ori o de învoire n-ar fi fost fără precedent, ținând seama de plecarea aviatorului Talu. Chang îl asigurase că autoritățile erau îndreptățite să ia orice măsură pe care ar fi găsit-o înțeleaptă. Dar, spunem, te rog, dumneata crezi că ar fi înțelept din partea noastră să ne lăsăm nu numai pe noi, ci întreg viitorul acestei instituții, în seama sentimentelor de recunoștință ale tânărului dumitale prieten? Conway recunoștea că această chestiune este extrem de importantă, deoarece atitudinea lui Malinson nu lăsa o îndoială asupra intențiilor lui după întoarcerea în India. Acesta era subiectul său favorit și de câte ori se oferea ocazia, îi plăcea să vorbească în toate amănuntele despre el. Dar toate aceste preocupări făceau parte dintr-o lume în care liniștea și viața la shangri -La o alungau cu fiecare zi tot mai departe. Se simțea cât se poate de mulțumit în afară de clipele când începea să se gândească la Malinson. Revelația treptată a mediului în care trăia, acum îi pricinuia mereu surprize din cauza felului în care se putea adapta gusturilor și necesităților lui. Odată îl întrebă pe Chang, spune te rog, cum își împacă oamenii înclinațiile sentimentale în mediul acesta? Îmi închipui că uneori cei care vin aici au anumite slăbiciuni și că lasă în urma lor anumite legături care nu se pot desface decât cu ajutorul altora noi. Se întâmplă destul de des, răspunse Chang și zâmbi cu bunătate. E adevărat că cei din la maserie sunt imuni din acest punct de vedere. Tot așa suntem și noi cei din noviciat, după ce ajungem la o vârstă mai înaintată. Până atunci și noi, exact ca și ceilalți oameni, doar că avem o purtare mult mai cumpătată. Aceasta mă face să te asigur încă o dată, domnule Conway, că ospitalitatea la shangri -la este înțelegătoare. Despre asta a avut ocazia să se convingă chiar prietenul dumitale Barnard. Conway se uită la el și zândi, apoi îi răspunse cu glasul rece. Îți mulțumesc pentru precizare. Nu mă îndoiesc că el a avut ocazia să se convingă de asta, dar pentru moment înclinațiile mele nu sunt atât de stăruitoare. Pe mine mă interesează mai mult aspectul emoțional al problemei decât cel fizic. De aceea te-am întrebat. Crezi că e atât de ușor să separi un aspect de celălalt? Este posibil ca dumneata să te fi îndrăgostit de loțeni? În primul moment, Conoi rămase consternat, deși era convins că nu s-a trădat cu nimic. Ce te face să-mi pui o astfel de întrebare?" Ți-o pun, pentru că ar fi foarte firesc să fie așa, deși bineînțeles cu moderație." Loțen, nu va putea să-ți răspundă cu aceeași pasiune. Asta ar însemna să-i ceri prea mult." Dar te asigur că experiența aceasta va fi încântătoare." Îți spun toate acestea deplină cunoștință de cauză, deoarece și eu am fost îndrăgostit de ea pe vremea când era mai tânăr. Ai fost cu adevărat, dar iată iubit, a răspuns pasiunii dumitale. Numai cu cea mai încântătoare apreciere a atenției mele față de ea, și cu o prietenie care a devenit foarte prețioasă în timpul anilor care au trecut de atunci. Cu alte cuvinte n-a răspuns. Da, dacă preferi acest fel de a te exprima. Pe urmă, adăugă ceva mai sentențios. Acesta este felul ei de a-și feri adoratorii de decepțiile care nu întârzie niciodată să vină după ce dorința satisfăcută a ajuns la saturație. Conu a început să râdă. Toate acestea sunt bune în cazul dumitale și poate și în al meu, dar ce atitudine crezi că va avea un tânăr cu temperament supărat ca prietenul meu Malinson. Dragă domnule, cred că ar fi cât se poate de bine dacă s-ar întâmpla cum spui dumneata. Te asigur că nu va fi pentru prima dată când Loțen va căuta să-i facă mai ușoară mărăciunea exilului după ce prietenul dumitale va constata că nu mai există posibilitate de întoarcere. Să-i facă amărăciunea mai ușoară? Da, dar te rog, să nu interpretezi greșit expresia întrebuințată de mine. Loțen, nu împarte mângâieri, decât cel mult din acelea care ar contribui la o reculegere sufletească. Ce spune Shakespeare al dumneavoastră despre Cleopatra? Prezența ei te face să simți foamea, tocmai atunci când îți închipui că ești sătul. Acesta este un gen destul de obișnuit de femei. Te rog să mă crezi între rasele stăpânite de puterea patimilor, dar o astfel de femeie n-ar avea ce căuta la Shangri la. dacă când dai voie să modific acest citat, atunci aș spune că, loțian, te face să uiți foamea chiar atunci când te mulțumește mai puțin. Acest lucru este mult mai delicat și mai durabil, și presupun că este foarte întemânatică în executarea acestui fel de a mulțumi pe cei care au nevoie de ea fără înduială, căci am avut multe ocazii să ne convingem de asta. Marea ei calitate este să domulească zbuciumul dorinței, reducându-l la un murmur abia simțit, care nu pierde nimic din farmecul său, chiar atunci când rămâne nesatisfăcut. Din acest punct de vedere, cred că ar putea fi considerată ca făcând parte din recuzita de antrenament a instituției dumneavoastre. Dacă vrei, Nimic nu te oprește să o consideri astfel, ripostă Chang cu toată indiferența. Dar cred că ar fi mult mai delicat și tot atât de adevărat dacă ai spune despre ea că este un cucubeu reflectat într-o cupă de cristal sau ca picăturile de roă pe florile de măr. Sunt de aceeași părere cu dumneata Chang. Ar fi mult mai grațios dacă aș întrebuința această comparație. Conway se bucura pe ascuns de plăcerea ce îi pricinuiau cuvintele discrete cu care determina pe Chang să-și manifeste nemulțumirea față de felul în care prezenta situația. Rândul viitor însă, după ce rămase singur cu mica manciuriană, trebuie să admită că observațiile lui Chang sunt pline de înțelepciune. În jurul ei tremura un fel de radiație care se amesteca spontan cu propriile ei emoții făcând pojarul nu să ardă, ci să încălzească. În astfel de împrejură constata că șangrila și Loțen reprezentau o armonie perfectă pe care el nu ar fi dorit să o tulbure. De ani de zile, pasiunea lui era ca o rană pe care lumea din afară căuta să o deschidă. Acum, după ce trecuse și cea din urmă zvâcnire se liniștise, dragostea nu-i se mai părea un zbuciun, și nici durere, când trecea uneori noaptea prin fața iazului cu flor de lotus, încerca să-și închipuie că o ține îmbrățișată, dar noțiunea timpului se ștergea alături de această viziune, împrumutându-i o liniște fără hotar și o duiasă prudență. Nu credea că a fost odată atât de mulțumit ca acum, nici cel puțin în anii din viața care se terminase pentru el, odată cu declararea războiului îi convenea mediul senin de la shangri -la și se simțea mai curând împăcat decât stăpânit de imensa idee care îl preocupa. Îi plăceau intermitențele vieții calme. În timpul cărora sentimentele se alambicau în gânduri, iar acestea se filtrau într-o nemărginită mulțumire, căutându-și expresia în cuvinte. Conway, care știa din experiență că violența de limbaj nu înseamnă întotdeauna bună credință, nu părea deloc dispus să accepte o frază bine formulată, drept o dovadă a lipsei de sinceritate. Îi plăcea atmosfera delicată în mijlocul căreia conversația era un fel de exprimare a formelor de artă și nu un simplu obicei. Îi făcea plăcere să constate că până și amănuntele cele mai banale puteau fi discutate în forme care nu mai erau o simplă pierdere de vreme, și cele mai sfioase visuri păreau realizabile. La maseria Shangri-La era totdeauna liniștită, dar în permanență un fel de stup în al cărui interior activitatea se desfășura cât se poate de cal. Călugării trăiau ca și când pentru ei timpul ar fi fost fără importanță, ceva fără greutate și ușor ca vulgul, pe care îl poate duce vântul. Conway nu mai cunoscu pe niciunul dintre ei, în afară de cei de la început, dar încetul cu încetul începu să-și dea seama de întinderea și varietatea lucrărilor la care erau întrebuințați. În afară de cunoașterea limbilor străine, află că o parte din ei lucrau din toate puterile și învățau după metode care ar fi fost surprinzătoare pentru occidentali. Mulți dintre ei lucrau la manuscrisele cărților de diverse categorii. Unul, spunea Chang, face vaste cercetări în domeniul matematicii pure. Altul lucra la o teză vastă de istorie a civilizației europene. Dar acest gen de activitate nu preocupa pe toți, și nici pe unii anume în mod constant. Aveau și alte diverse posibilități pentru a-și întrebuința energia moderată, Copiii melodii uitate, ori elaborând teorii necunoscute, cum făcea fostul pastor englez care începuse să scrie, despre geniul surorilor brunte, Dar afară de asta, mai erau și alte preocupări tot atât de nepractice. Odată, când își permise să facă câteva observații pe această temă, de față cu Marele Lama, acesta îi povesti o întâmplare a unui artist chinez din veacul al treilea înainte de Hristos, care lucrase în de zile la sculptarea unor balauri, păsări și cai pe o bucată de piatră, iar după ce a terminat opera, a oferit-o unui prinț de viță dregească. La început prințul n-a putut distinge nimic decât o simplă piatră și atunci artistul l-a rugat să ridice un zid în care să se taie o fereastră și prin ea să privească piatra în luminele domolite ale unui apus de soare. Prințul l-a ascultat și s-a convins că piatra era de o frumusețe de desăvârșită. Spune, dragă Conway, nu ți se pare că întâmplarea asta e plină de învățăminte? Conway fu de acord, găsea că e foarte plăcut ca scopurile senine ale la maseriei shangri -La să urmărească și să îmbrățișeze o infinită serie de lucrări ciudate și în aparență fără niciun scop anume, mai ales că el însuși avea slăbiciune pentru preocupări de acest fel. De fapt, înainte de toate, când încerca să evoce trecutul, îi se părea plin de imagini și de o preocupări atât de variate, încât ar fi fost imposibil să ducă pe fiecare la sfârșit. Astăzi, însă, toate aceste preocupări îi se păreau realizabile în mediul acesta de calmă indiferență. Era o perspectivă ademenitoare și tocmai de aceea nu se simțise deloc îndemnat să protesteze când Barnard, îi mărturisi că și el se simtea demenit, de viitorul plin de interes ce l-ar putea avea la shangri -La. După toate probabilitățile, desele excurse pe care Barnard le făcea în ultimul timp în Valea Albastră nu urmăreau numai băutura și femeile. Uite ce Conway, îți spun aceste lucruri pentru că îmi par un om cu totul altfel decât Malinson, care m-a jignit fără nicio milă, ceea ce cred că ai bănuit de la început presimt că va fi mult mai bine ca dumneata să înțelegi situația adevărată. Mi se pare foarte straniu, dar trebuie să-ți mărturisesc adevărul. Dumneavoastră, funcționarii britanici, îmi faceți impresia unor oameni foarte rigiți și însepați, dar cu toate acestea sunteți singurele ființe în care omul, după ce nu mai are încotro, își poate pune toată nădejdea. Eu nu sunt prea sigur de asta," răspunse Conway, încercând să zâmbească. În orice caz, nu trebuie să uiți că și Marlinson este funcționar britanic ca și mine." Da, dar el este prea tânăr și nu poate judeca lucrurile în toată liniștea. Dumneata și cu... Noi doi suntem oameni care cunosc lumea destul de bine." și putem lua lucrurile așa cum se prezintă. De pildă, să nu vorbim despre această stațiune. Nici astăzi nu știu nimic despre ea, nici pe unde am intrat, nici pe unde vom putea ieși. Dar cu atât mai puțin putem înțelege motivele pentru care avionul cu care am venit a aterizat pe platou. Toate acestea mi se par că fac parte din ordinea firească a lucrurilor. Sau poate dumneata ai putea să-mi spui și mie care este motivul că noi ne găsim în această lume în care am intrat fără să știm de ce și vom ieși fără să știm unde ne ducem. E foarte probabil că mulți oameni n-ar fi în stare să răspundă la o astfel de întrebare, dar ea spune ce urmărești cu aceste întrebări. Barnard încercă să vorbească mai mult în șoaptă, astfel încât să nu poată fi auzit de nimeni dacă s-ar fi întâmplat ca cineva să fie prin apropierea lor. Aur, dragul meu! Nici mai mult, nici mai puțin decât aur. Asta urmăresc, răspunse el extaziat. În vale se găsesc tone întregi din acest metal. În tinerețea mea am fost inginer de mine și n-am uitat încă ce înseamnă o eflorescență. Te rog să mă crezi. Zăcămintele sunt tot atât de bogate ca și în rand dar pot fi exploatate, desește de ori mai ușor. Tu ne-a dat închipui, poate, că eu îmi pierd vremea cu fleacuri, de câte ori mă vedeai că plec în vale cu mica mea litieră? Nici vorbă de așa ceva. Eu știam limpe de ce urmăresc. Tot timpul mi-am închipuit că oamenii aceștia de aici ar fi imposibil să obțină lucrurile pe care le au, fără să plătească sume importante în schimbul lor orice altceva ar fi putut să plătească dacă nu aur sau argint sau diamante pe care le extrag chiar din această regiune. Cred că presupunerea mea e de altfel foarte logică. Când am început să fac cercetări, am dat numai decât de urma sacului cu minuni. A reușit să faci această descoperire fără ajutorul nimănui? Întrebă Conway. De, n-aș vrea să spun un neadevăr, dar mi-am dat seama singur cam ce poate să fie. Pe urmă am încercat să vorbesc limpede cu Chang, punându-i întrebarea direct ca de la om la om. Dar te rog să mă crezi, noi, chinezul acesta nu e nici pe departe un băiat atât de rău cum poate ne-am fi putut închipui noi. În ceea ce mă privește, eu niciodată nu mi-am închipuit despre el ca putea fi un băiat rău. E adevărat că dumneata ai ținut la el chiar de la început, Tocmai de aceea nu cred să ți se pară neobișnuit că noi doi am reușit să ne înțelegem și ne-am înțeles cât se poate de bine. Mi-a arătat felul lor de exploatare și m-a plimbat prin toate părțile. Poate te interesează să afli că am obținut din partea autorităților la maseriei autorizația nelimitată de a face explorări oriunde voi dori și de a face un raport amănunțit despre ceea ce am constatat. Ce zici de asta, dragul meu? Sunt foarte mulțumiți că au posibilitatea să facă uz de serviciile unui expert, mai ales că le-am făgăduit să le facă anumite propuneri pentru exploatarea mai intensă a zăcămintelor. Constat că ai început să te simți aici ca la dumneata acasă, declară Conway. Fără îndoială sunt mulțumit Că mi-am găsit o ocupație care să-mi facă plăcere. Ori asta e de ajuns pentru un om care se găsește în situația mea. Apoi, niciodată nu pot ști dinainte ce întorsături vor lua lucrurile. Probabil că cei de acasă nu se vor grăbi să mă bage la închisoare când vor afla că le pot arăta drumul spre noi să căminte aurifere. Toată greutatea e să mă creadă pe cuvânt. Fi sigur că te vor crede. Este extraordinar să constați ce ar mai fi oameni în stare să creadă în ziua în care își dau seama că e vorba despre aur. Îmi pare foarte bine că mă poți înțelege, declară Barnard cu entuziasm. Tocmai aici este momentul să facem amândoi o afacere. Evident câștigul îl facem pe din două. Dumneata nu trebuie să faci altceva decât să-i scălești raportul meu în calitate de consul britanic nimic altceva. Asta va da greutatea necesară a afirmațiilor mele. Conway început să râdă în veselit. Despre asta avem destulă vreme să discutăm. Fă mai întâi raportul despre care vorbești. Îi veni să râdă când se gândea la o eventualitate a cărei realizare îi se părea atât de puțin probabilă. Dar în același timp se simțea foarte mulțumit să constate că Barnard își găsise o preocupare care să contribuie la liniștirea lui imediată. Astfel, Conoi început să aibă întrevederi tot mai dese cu Marele Lama. De multe ori se întâmpla să se ducă la el seara târziu și să stea împreună de vorbă ceasuri întregi, până când slujitorii plecau cu cele din urmă cești de ceai. Marele Lama nu uita niciodată să se intereseze de progresul și de starea sănătății celor trei tovarăși ai săi și odată se interesă de ocupațiile lor, pe care sosirea neașteptată la Shangri-La le întrerupse într-un mod atât de brusc. Cred că Malinson ar fi avut mare succes în cariera lui, răspunse Conway îngândurat. Este un tânăr energic și plin de ambiție. Cât despre ceilalți doi și ridică din numeri, cred că e mai bine să vă spun adevărul. Oamenii aceștia se simt destul de bine la la maserie și n-ar avea nimic împotrivă să mai întârzie un pic la shangri -La. Constată că trec pe sub fereastră scăpărări de lumină și în timp ce traversase curțile, acum atât de cunoscute pentru a ajunge în apartamentul acesta, văzuse că se pregătește o furtună. Nu se auzea însă mugetul tunetelor, și draperiile grele care atârnau la ferestre făceau ca lumina fulgerelor să pară simple scăpărări fără importanță. Da, răspunse marele lama cu glasul stins, am făcut totul pentru ca amândoi să se simtă cât mai bine. Mi Sprinkler ar dori să ne convertească, iar domnul Barnard ar vrea să ne convertească și el într-o societate anonimă pentru exploatări miniere. Planuri inocente, care le vor face timpul pe care îl vor petrece aici cât se poate de plăcut. Dar ce zici de tânărul dumitale prieten, căruia nici aurul, nici credința nu-i pot oferi niciun fel de ușurare a exilului? Începe să devină o problemă destul de grea. Cred că problema asta ți se va pune exclusiv dumitale. De ce tocmai mie? Răspunsul la această întrebare nu veni imediat. Căci exact în acea clipă a părut slujitorul cu ceștile de ceai și marele lama în calitate de gazdă. Căută foarte curtenitor să abată conversația spre alt subiect. La această epocă, Muntele Caracal ne trimite furtuni uriașe. Cei din Valea Albastră sunt convinși că aceste furtuni sunt dezlănțuite de demonii stăpâni pe întinderele fără hotar de dincolo de coamele munților. Sub cuvântul dincolo ei înțeleg tot restul lumii. În realitate ei n-au auzit niciodată de țări ca Franța, Anglia și nici chiar de India. Își închipuie că aceste întinde care pândesc cu mii de primești pe cel ce îndrăznește să se apropie de ele sunt fără hotar. Acești oameni, care sunt obișnuiți cu căldura și cu atmosfera ferită de vânturi de aici din vale, sunt incapabil să-și închipuie că s-a găsit cineva dispus să plece de aici. Este și acesta un fel de a vedea lucrurile, nu-i așa? Conway și-a dus aminte de observațiile făcute de Barnard, care, dintr-un anumit punct de vedere, aveau asemănare cu cele făcute de Marele Lama și i le spuse. Asta dovedește foarte mult bun simț, răspunse bătrânul. Dar să nu uiți că acesta este primul american venit aici și cred că am avut mare noroc cu el. Conway găsi plin de haz norocul la maseriei care achiziționase din întâmplare un individ pe care poliția cel puțin o jumătate de duzină de țări îl caută cu toată înfrigurarea. Ar fi avut poftă să-i spună aceasta, dar se gândi că e mai bine să-l lase pe Barnard să-și povestească singur aventurile în ziua în care va găsi de cuvință. Nu mai încape vorbă că este un om destul de cum se cade și cred că în lume se găsesc mulți care ar prefera să fie în locul lui. Foarte mulți, dragă Conway! Noi aici suntem o barcă de salvare pe valurile unei mări răscolită de furtună. Putem lua la bord câțiva supraviețuitori pe care îi întâlnim în drum. Dar dacă ar fi să luăm pe toți naufragiații, ar însemna să ne ducem și noi la fund. Dar mai bine să nu vorbim acum despre așa ceva. Mi se pare că te înțelegi foarte bine cu briac al nostru, care este un om cât se poate de cum se cade. Este un compatriot al meu, cu toate că eu nu împărtășesc părerea lui că Chopin ar fi cel mai mare dintre toți compozitorii. În ceea ce mă privește, după câte știi, îl prefer pe Mozart." Conway nu îndrăzni să revină asupra întrebării rămasă fără răspuns, decât după ce servitorul dispăru cu ceștile goale. Adinea ori vorbeam despre Malinson și spuneați că tânărul acesta va deveni pentru mine o adevărată problemă. De ce pentru mine în special?" pentru că eu, fiule, sunt foarte aproape de moarte, răspunse Marele Lama cât se poate de simplu. Răspunsul îi se păru extraordinar și câtva timp Conway nu fu în stare să scoată niciun cuvânt. Lama continuă foarte liniștit. Te miră declarația asta? Evident, dragă prietene, toți suntem muritori până și noi cei din Shangri-La e foarte posibil să mai fi rămas câtva timp de trăit sau chiar câțiva ani. Eu nu fac decât să-ți spun că sfârșitul meu este foarte aproape și de asta sunt în stare să-mi dau seama cât se poate de limpede. Este foarte amabil din partea dumitale că pare atât de impresionat și nu am câtuși de puțin pretenția să mă prefac în fața dumitale că nu m-aș gândi cu părere de rău la moarte, chiar la această vârstă înaintată. Din fericire fizicește, mi-a mai rămas foarte puțin ce va putea să intre în stăpânirea morții. Cât despre rest aceasta formează pentru toate regulile din lume, obiceiul unui optimist, dintre cele mai ademenitoare. Mă simt destul de mulțumit, dar va trebui să mă obișnuiesc cu straniile senzații pe care le voi încerca în ceasurile din urmă și îmi dau seama că nu mi-a mai rămas timp decât pentru executarea unei singure dispoziții. Ești în stare să-ți imaginezi care ar putea să fie aceasta? Conway nu fu în stare să răspundă nimic. Aceasta e o chestiune, fiule, care te privește pe dumneata. Îmi faceți o mare onoare. Am intenția să-ți fac mult mai mult decât atât. Se aplică ușor, dar nici de astă dată nu zise nimic. Iar după un timp, mare la lama continuă. Ai aflat probabil că aici n-a fost până acum obiceiul ca vizitatorii să fie primiți atât de des în acest apartament. Dar este tradiția noastră, dacă îmi dai voie să acest paradox, de a nu deveni niciodată cu totul sclavii tradiției. La noi nu există dispoziții rigide și nici reguli inexorabile procedăm așa cum credem de cuvință, lăsându-ne conduși de o oarecare măsură de exemplele din trecut, dar mult mai mult de înțelepciunea noastră prezentă și de prevederile din viitor. Prin urmare, aceasta ar fi motivul care îmi dă curajul să iau această ultimă dispoziție. Conway nu zise nici acum nimic. Fiule, vreau să-ți încredințez dumii tale, Moștenirea și destinul la maseriei Shangri-La. Tensiunea, care părea că s-a așezat între ei, se destrămă și dincolo de ea, Conu îi o putere irezistibilă de persoasiune, iar după aceea toate aceste ecouri se stinseră, topindu-se în tăcerea din jurul lor și nu-și mai auzi decât bătăile inimii, care păreau că răsună ca un glas, de gonguri în ritmul cărora picurau abia simțite vorbele bătrânului Lama. E multă vreme, fiule, de când te aștept să vii. Stăteam în această cameră și examinam chipurile noilor sosiți. M-am uitat în ochii lor și le-am ascultat glasurile, nădăjduind fără încetare că într-o bună zi te voi găsi pe dumneata. Colegii mei au îmbătrânit și încărunțit, câștigând în înțelepciune, dar dumneata, care ești încă tânăr de ani, par tot atât de înțelept ca ei. Dragă prietene, nu-ți las moștenire o sarcină grea, deoarece ordinul nostru nu cunoaște decât lanțuri de mătase. Îți cer să fii bun, blând și răbdător, să-ți placă comorile spirituale, să stăpânești adunările acestea care caută să descopere înțelepciunea la adăpostul acestei instituții, în timp ce furtuna se dezlănțuie în afară, în lume. Va fi o datorie plăcută și ușoară și nu mă îndoiesc că îți va pricinui cea mai mare mulțumire. Conway încercă din nou să spună ceva, dar nu reuși. Până când o nouă scăpărare de lumină tricu pe sub și despică umbrele din odaie, făcându-l să tresară și să exclame, Furtuna! Furtuna despre care ați pomenit! Va fi o furtună, fiule, cum universul, N-a mai promenit niciodată înainte de asta. Armele nu te vor mai putea apăra împotriva ei. Nu vei găsi un ajutor din partea autorităților și nici știința nu o va putea împiedica. Furtuna aceasta va pustii pământul până când fiecare floare va fi strivită de noroi și tot ce a fost câștigat cu truda nenumărate generații va fi prefăcut în haos. Aceeași viziune am avut-o și pe vremea când numele lui Napoleon încă nu se cunoștea, iar astăzi o văd tot mai limpede cu fiecare ceas ce trece. Poate vrei să spui că fac o greșeală în supozițiile mele? Nu, din potrivă, cred că aveți dreptate, răspunse Conway. O prăbușire ca aceasta s-a mai întâmplat odată și înainte, iar după ea au urmat cinci secole de întuneric. Comparația nu este prea exactă, deoarece în timpul acestor cinci secole de întuneric mai scăpăra aici colo câte o luminiță și cu toate că pentru Europa lumina se stinsese definitiv, mai exista unele raze în China și Peru de unde lumina s-ar mai fi putut aprinde. Întunericul care va veni însă de asta dată va înveli tot universul într-o beznă adâncă, nu va mai exista niciun refugiu și niciun fel de sanctuar, în afară de cele care sunt păstrate în taină și spre care nimeni nu va cunoaște drumul, sau cele care sunt prea umile pentru a fi luate în seamă. Shangri la are posibilitatea să devină și una și alta. Aviatorii care vor trece prin aer cu încărcăturile de explozibile pentru a distruge marile orașe și cetăți nu vor trece prin partea asta. Dar, dacă din întâmplare vreunul se va rătăci pe aici, pe noi nu ne va considera vrednici să ne arunce o bombă. Dumneata, îți închipui că așa ceva se va mai putea întâmpla cât timp voi mai fi încă în viață? Cred că vei trăi până când va trece furtuna, iar după aceea în anii lungi de deznădejde, s-ar putea să mai trăiești încă mult timp, să îmbătrânești, să devii și mai înțelept și mai rădător decât erai înainte. Dumneata vei fi cel care va păstra tradițiile noastre și vei adăuga la ele contribuția propriei dumitale înțelepciuni. Îi vei primi pe străinii care vor veni aici, în la maserie, și vor învăța de la dumneata drumurile bătrâneții și ale înțelepciunii, iar unul dintre străini s-ar putea să-ți urmeze dumitale în ziua când te vei simți prea bătrân ca să duci mai departe destinele noastre. Dincolo de hotarul acesta, vederile mele încep să se tulbure, dar cu toate acestea, în mari depărtări, mai văd o lume nouă care se ridică din ruine, mișcându-se cu greutate, dar plină de încredere în sine, ca să-și poată regăsi comorile ei legendare, pe care le pierduse. Acestea vor fi aici, fiule, ascunse din coace de crestele munților, în Valea Albastră, salvate numai datorită unei minuni, pentru a servi la o nouă renaștere a omenirii. Cuvintele marelui Lama se stinseră și conuiei văsur chipul pe fața lui luminat de o frumusețe atât de senină și reală, încât părea din altă lume. Pe urmă calmul acesta dispăru și nu mai rămase din el decât o mască, întunecată și plină de umbre, întocmai ca scoarța bătucită a unui copac căzut. Părea rigidă și ochii îi erau închiși. Se uită un timp la ea, fără să facă nicio mișcare, dar imediat după aceea în mintea lui se limpezi un gând și simțea aceeași senzație ca și când s-ar fi deșteptat dintr-un vis. Marele lama murise această întâmplare trebuie fixată numai decât în actualitate, căci altfel ar fi părut prea neobișnuită ca să poată fi verosimilă și făcând o mișcare instinctivă cu brațul se uită la ceasul pe care îl avea în mână. Era trecut de miezul nopții. Apoi, dintr-o dată, în timp ce traversa camera ca să ajungă la ușă, își dădu seama că nu știe cum și pe cine să cheme în ajutor. Tibetanii pe care îi văzuse erau de mult plecați la culcare, iar pe Chang nu știau unde l-ar fi putut găsi și nici pe altul din la maserie. Se oprine hotărât în pragul ușii, care dădea spre coridorul întunecat. Printr-o fereastră din apropiere văzu că cerul s-a limpezit, deși cresetele munților se luminau de fulgere ca o frescă de argint. Apoi, ca prin vis, Începu să-și dea seama că acum el este stăpân pe Shangri-La. Ceea ce vedea în jurul său erau obiectele pe care le adorase întotdeauna, amănunte în jurul cărora gândurile lui întârziaseră de atâtea ori până acum și în mijlocul cărora căuta să se refugieze din calea frământărilor lumii. Privirile rătăciră spre colțurile pline de umbră, și pipăirea în crustațiile de aur de pe obiectele lăcuite. Parfumul chiparoaselor atât de subtil încât părea că vine din altă lume, îl însoți din cameră în cameră, până când într-un târziu ajunse în curte și de aici pe marginea iazului cu apele dantelate de florile de lotus. Pe valurile cenușiale norilor se legăna discul lunii pline, dincolo de piscul înghețat, al muntelui Caracal. Mai erau 20 de minute până la ora două. Puțin după aceea simți că Malinson s-a apropiat de el și, luându-l de braț, încercă să-l facă să se întoarcă în mănăstire în cea mai mare grabă. Nu știa ce înseamnă zorul acesta neașteptat, dar îi se părea că vorbește fără încetare și că este stăpânit de o emoție neobișnuită.